Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește. Bună dimineața, oameni buni, a venit iarna, sau mă rog, o încercare de iarnă. Suntem fericiți pentru că am fost asigurați de către Prefectura Neamț că de data asta iarna nu ne-a mai luat prin surprindere și că există tone, zeci de tone, sute de tone de material antiderapant. Același lucru l-am aflat și de la Piatra Neamț, de la municipiu. Bănuiesc că și la Roman este la fel, dar mai vedem. Deocamdată nimeni nu ne poate spune ce se va întâmpla iarna asta, dacă vom avea pene de curent, dacă vom avea întreruperi, dacă vom avea alte asemenea surprize care ne vin, ca de obicei, dinspre Est în primul rând, cu marele ajutor al Vestului, care s-a prins în acest joc al războiului dintre Ucraina și Rusia. În acest context ne trăim noi, cei care, pentru statul român, apărăm în câteva ipostaze. Prima ipostază, plătitor de taxe și impozite. A doua ipostază, de oameni care consumăm. Adică mergem, intrăm în magazine, cumpărăm produse alimentare, agroalimentare, cumpărăm obiecte de folosință îndelungată, mai puțin îndelungată. În această postură de consumator se presupune că suntem protejați. Cât de protejați și în ce măsură această protecție este una reală, încercăm să vorbim astăzi în emisiune cu un domn cu care eu personal mă cunosc de mult timp, dar n-am mai făcut emisiuni de foarte mult timp. Domnul Vlad Ciurea, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor. Am făcut repetiții înainte de emisiune. Neamț, bună dimineața! Bună dimineața și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu știu cât mulțumiți, sigur v-am scos din obișnuința de luni dimineața să veniți la emisiune. Domnul comisar șef adjunct, mi-ați spus că instituția e regionalizată, ceea ce deja mă face să mă gândesc că am intrat într-o altă lume. Domnul comisar șef adjunct, ați văzut provocarea mea. Suntem consumatori, suntem plătitori de impozite și taxe, nu întâmplător am spus că să întreb ceva. Cât de mult suntem și protejați? Că în ultima perioadă abundă tot felul de anunțuri care ne dau senzația asta că uite că se face treabă în domeniul ăsta. Ba, nu știu ce aliment e cu nu știu ce, ba, nu știu ce conservă, ba, nu știu ce dulce găraie și alte chestii de genul acesta. Carne stricată și multe alte lucruri. Cât de mult suntem protejați în momentul acesta? Din punctul meu de vedere, cred că în primul rând ne protejează cadrul legislativ care l-avem în România vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră. Și un lucru important pe care l-a pus legiuitorul în ordonanța Guvernului 21 este faptul și în HG 700 este faptul că operatorii economici au obligația de a se asigura că pun în vânzare doar produse, servicii care nu pot afecta interesele economice ale consumatorilor, viața, sănătatea și așa mai departe. În același context, pot să vă spun că noi facem acțiuni preventive de control pe mai multe domenii. Avem un program anual tematic de control cu acțiuni de control pe anumite nișe. Avem acțiuni de tematici regionale. Acțiunea acestor controle este dată de specificul economic al zonei, a județului, a regiunii. Și intervenim de asemenea în cazul reclamațiilor, petițiilor depuse de consumatori. Pot să vă spun că în acest moment avem înregistrat undeva în jur de
De fapt, 1507 reclamații. Anul ăsta. Anul ăsta. În 11 luni. Da. 11 luni și jumătate. Acum, eu vreau să ieșim un pic din cadrul ăsta foarte oficial al unei emisiuni, că aici e cafeaua. Te servis cât vorbesc eu și o cafea. Deci nu e niciun fel de problemă. În 2013, pe data de 3 iunie, erați investit oficial în funcția de comisar șef al Comisariatului pentru Protecția Consumatorului NAM și erați comisar adjunct în cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Regiunea Nord-Est. Și atunci declarați așa: sunt emoționat, răspunderea este mare, dar și intențiile și resursele mele sunt pe măsura așteptărilor celor care se adresează acestei instituții. Mă rog, vreau să stau de vorbă cu fiecare angajat, să văd pe ce sunt specializat, astfel încât să maximizăm rezultatele. Din ce am văzut până acum, este o echipă performantă, toți angajații au studii superioare. 2013-2022. Ce s-a schimbat? S-a schimbat, în primul rând, cred că a evoluat piața serviciilor și vânzărilor de produse foarte mult din acel moment până astăzi. Uitați-vă puțin și vă dau un exemplu la explozia comerțului online. Sunt pregătiți angajații dumneavoastră pentru... Păi tocmai asta vreau să... am avut și un deziderat în momentul în care... Bun, și multe reclamații au venit pe zona de online și atunci a trebuit să învățăm la cum să facem control și pe zona asta. Și am elaborat chiar un ghid de verificare a magazinelor online. Nu a fost ușor, totuși media de vârstă la nivelul Comisariatului Județean Neamț este destul de înaintată și a fost destul de greu, dar cu toate astea am reușit și reușim. Da, să ne încadrăm în termenele de răspuns la petiții și chiar dispunem și măsuri în sensul ăsta și cred că sunt rezultate și se văd. Bun. În momentul acesta e o perioadă grea, e o perioadă în care probabil că sunteți asaltați și pe zona asta de facturi la electricitate, corect, la gaz, la gaz probabil mai puțin. Că acolo prețul e... Așa. Sunteți asaltați și pe zona alimentară, unde sunt probleme. Dacă ar fi, eu acum să vă reclam ceva, în cât timp? Ceva ce necesită, de exemplu, analize. În cât timp se poate rezolva o asemenea reclamație? Noi suntem obligați să răspundem petentului într-un termen de 30 de zile. Din momentul înregistrării reclamației, aceasta se mai poate prelungi în cazuri justificate cu încă 15 zile, deci maxim 45 de zile. Să știți că activitatea de cercetare și soluționare a reclamațiilor nu este deloc simplă. Vă cred, adică nici nu-mi fac... iluzii, știu ce poate însemna. Procedura, da, aplicabilă ne, conform procedurii aplicabile, da, trebuie să facem și anumiți pași. Să încerc să vă explic pe scurt ce înseamnă acest aspect. Deci din momentul în care se înregistrează o reclamație, aceasta este redirecționată unui comisar spre cercetare și soluționare. Acesta, la rândul lui, are obligația să solicite un punct de vedere înscris operatorului economic, aducându-i la cunoștință aspectele sesizate de către petent. În același timp, trebuie să se deplaseze la sediul operatorului economic, să cerceteze aspectele sesizate de către consumator și poate extinde, dacă consideră necesar, acțiunea de control pe întreaga activitate a operatorului economic. În momentul în care are punctul de vedere, comisarul trebuie să ia o decizie. Reclamația este întemeiată, neîntemeiată sau nesoluționabilă. În cazul în care este întemeiată,
se închide un act de control, iar comisoarea poate dispune de asemenea și măsuri în cadrul acelui act de control. Dacă este neîntemeiată, se închide un proces verbal de constatare, se răspunde petentului în acest sens și sunt și cazuri când reclamațiile sunt nesoluționabile sau nu sunt de competența noastră, sunt redirecționate către instituțiile competente. Ce fel de reclamații primiți multe și nu sunt de competența dumneavoastră? Să știți că, în principiu, la nivel în general, lumea se adresează pentru orice fel de problemă. Trebuie să știți că pentru a putea interveni, trebuie să existe, în primul rând, o relație comercială între un operator economic, deci o persoană juridică, și consumator, persoană fizică. Noi intervenim în litigii între operatori economici. Și ne vin foarte multe reclamații, da, de la operatori economici. De exemplu, pe, servicii de telefonie mobilă. Păi, să vedeți că acum chiar am, asta mă uitam în momentul ăsta, un domn ne întreabă dacă puteți interveni pe acest gen de, pe clauzele abuzive din contractele de telefonie mobilă. Sigur, putem interveni, dar, repet, nu putem interveni între litigii între operatorii economici. Atunci, în acest caz, care este instanța? Dar dacă există o relație contractuală între un operator economic și consumator, persoană fizică, dar sigur, fără probleme. Din totalitatea petițiilor pe care le avem înregistrate, să știți că majoritatea sunt pe această zonă. Da? De telefonie mobilă, internet și așa mai departe. Da? Pe servicii. Dacă tot ați amintit de clauzele abuzive, aș vrea să vă aduc la cunoștință și să aduc la cunoștință consumatorilor și câteva modificări legislative care mi se par destul de interesante. Una dintre ele este modificarea legii 363 privind practicile comerciale înșelătoare. Și aici această modificare este de interes atât pentru consumatori cât și pentru operatorii economici, pentru că s-a schimbat nivelul de sancționare. Sancțiunile se aplică în funcție de cifra de afaceri aici. Și, de exemplu, la o practică comercială înșelătoare, la un operator economic care are o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, sancțiunea este de 50.000 de lei integral. Da? Deci nu le sunt aplicabile prevederile OG2. Nu mai pot plăti jumătate din minim în 15 zile. Iar dacă sunt afectați mai mult de 100 de consumatori, sancțiunea se dublează. Ce înseamnă practică comercială înșelătoare? Simplu fapt că există o diferență de preț între raft și casa de marcat. Neaplicarea unei reduceri la prețul de referință. Am înțeles. Haideți să mergem un pic. Ați spus că trebuie să existe un contract între părți ca dumneavoastră să puteți interveni. Sau un act comercial. Sau un act comercial. De exemplu, poate fi considerat un contract relația dintre un cetățean și autoritatea administrativă locală? Pentru că cetățeanul plătește taxe și impozite, iar autoritatea locală se angajează printr-un contract să ofere servicii. Eu înțeleg unde vreți să duceți dumneavoastră. Nu, eu vă întreb. Pentru că autoritatea publică are la rândul ei, niște societăți prin care oferă aceste servicii. Dar aceste societăți, de multe ori, sunt tot felul de lucruri care le protejează. Și atunci eu, cetățean, pot să mă adresez oficiului, agenției naționale. Autorității naționale și să mă plâng că autoritatea cu care eu am un contract prin plata taxelor și impozitelor și a altor taxe speciale locale nu-și face treaba.
Condiția principală pentru a putea depune o petiție la noi e ca virgulă consumatorul să aibă un document emis, da, un document fiscal emis de operator economic. Implicit trebuie să existe o relație directă, da, între un operator economic, repet, și un consumator persoană fizică. O factură, o chitanță, un contract. Revenind la discuția noastră, e destul de complicat. E complicat. Aici cred că este un fel de hiba legii, pentru că sunteți în Roma, da? Unde există o problemă mare. Apa. Bine, nu discut alte probleme. Eu vorbesc de apa. Aceeași problemă există și în alte comunități. Sunt comunități în care s-au făcut investiții în apă și acele comunități nu beneficiază de serviciul respectiv din motive care țin de proasta investiție făcută, dar nu există o relație contractuală și nimeni nu se poate băga acolo decât poate doar organele de aplicare a legii, de control, sau nu este preluat sistemul de către operatorul local, județean, pe motiv că e prost făcut. Și atunci oamenii aceia care au plătit într-un fel din taxele și impozitele lor o asemenea investiție, la cine trebuie să plângă? Dacă faceți referire la acel operator, pot să vă spun următorul lucru. Și o să vă răspund direct și concret. Sunt trei tipuri de contracte pe care le are operatorul economic respectiv. Contracte cu operatorii economici, unde nu avem competență. Contracte cu asociațiile de proprietari, unde din nou nu putem interveni. Și contractele individuale cu consumatori, persoane fizice, unde am intervenit, intervenim și vom interveni întotdeauna. Dumneavoastră vă referiți probabil la acele asociații de proprietari. Eu am spus de multe ori că contorizarea individuală este o soluție pentru a putea să intervenim și să ajutăm consumatorii. De altfel, v-am și spus și am și aplicat sancțiuni și am și aplicat măsuri în sensul pentru persoane, consumatori, persoane fizice, în sensul în care nu s-au respectat condițiile contractuale. Da, în momentul acesta, care mai e situația cu La Roman? Dumneavoastră ați câștigat în instanță, într-o primă fază, a fost contestată decizia, probabil cam când sperăm la un... Păi noi am aplicat o sancțiune contravențională și s-a aplicat o măsură în acel proces verbal. La momentul respectiv, operatorul economic a contestat în instanță procesul nostru verbal și am câștigat atât în primă instanță, da, cât și la... au făcut recurs. Și ați câștigat și recursul. Decizia este definitivă și irevocabilă. Deci în momentul acesta, practic, s-a creat un precedent. Nu? Așa înțeleg eu. Dacă, să spunem, comuna Pipirig, care în fiecare zi aproape are comunicate că nu primește apă pentru că nu știu ce turbiditate este acolo sau altceva, dacă cineva face reclamație la dumneavoastră, puteți interveni în aceeași măsură în care ați intervenit la Roman sau în alte localități, nu? Dar nu că putem. Am intervenit și avem... Pentru tot județul? Atenție! Avem punctual, da, foarte multe reclamații la acest operator economic, pe care le-am cercetat și soluționat pe toate. Da? Și s-au aplicat pentru consumatorii care au făcut, dar atenție, da, consumatori cu contracte individuale. Da? S-au aplicat sancțiuni și s-au aplicat și măsuri. Da? Deci contracte individuale. Deci nu numai la Roman este valabilă. Deci este valabilă peste tot. Pe tot județul. Și repet, am aplicat sancțiuni. Și cum poate fi pusă ea în aplicare, să spunem, la modul general? Adică, eu sunt nemulțumit, trebuie să fac obligatoriu reclamație la dumneavoastră. Sigur. Și veniți și după aceea să mergem mai departe. Păi în cazul ăsta cred că s-ar putea să aveți numai pentru apa serv de lucru. De asta să te plătiți. Îmi place că sunteți foarte calm și vedeți lucrurile din punctul ăsta de vedere. Eu le văd și din punct de vedere social. Și de aceea am insistat cu întrebarea prima dată. Pe vremuri se vorbea despre un contract social care exista între cetățean și stat, mă rog, autoritate.
Acum, am spus eu de mai multe ori, de cele mai multe ori suntem pe cont propriu și aici, în cazul APASERV, trebuie să facem fiecare reclamație dacă suntem nemulțumiți. Practic, în momentul acesta, ei trebuie să plătească o amendă și trebuie să factureze în funcție de serviciile pe care le fac sau doar amenda? Nu amenda este importantă, ci măsura. Da, noi am aplicat în acel proces verbal o măsură în sensul în care ei să respecte contractul. La un anumit punct din contract, în cazul în care serviciile nu sunt de calitate pe care și-au asumat-o, se acordă o bonificație de 30% din valoarea facturii. Dar, repet, nu am acordat-o doar numai la Roman. Am acordat-o de-a lungul timpului, dar la toți consumatorii care au făcut reclamații. Deci această bonificație s-a mai acordat. Da? Deci ar putea să... Și pot să-i asigur pe toți consumatorii din județul Neamț că vom interveni pentru fiecare în parte și suntem alături de ei. Mesajul este foarte clar. Faceți reclamație dacă serviciile nu sunt calitate. Și nu neapărat pentru acest operator. Este valabil pentru toți operatorii economici. Fiecare dintre noi suntem consumatori, fiecare dintre noi avem și drepturi și ne dorim să fie respectate. Și eu și dumneavoastră plătim niște bănuți pentru produse și servicii, totuși trebuie să ne așteptăm și operatorii economici să respecte niște reguli. Da. Acum, operatorii economici beneficiau la un moment dat de un fel de, eu îi spun, protecție. Vreau să mergeați în controle și descopereați, să spunem, cafea mucegăită. Da? Făceați, aplicați, luați măsuri, scoteați lotul din așa și cândva după 3-4 săptămâni, o lună de zile, de la centru venea un comunicat care suna cam așa. O acțiune la nivel național, regional, local, nu mai știu cum, și în acțiunea respectivă s-a descoperit la 7 operatori economici marfă perisată, stricată, mă rog, ce găită. S-a luat măsura confiscării, distrugerii în cazul în care era nevoie și cu asta basta. N-am înțeles niciodată de ce unde lucrurile sunt clare, găsești carne mucegăită sau găsești lucruri, cafea mucegăită sau altceva, acel operator economic era anonimizat. Deci am văzut că în ultima perioadă lucrurile s-au mai îmbunătățit. A ieșit domnul comisar șef, ca să zic așa, de la București. Mie îmi place chestia asta cu comisari. Avem comisari aici, comisar la mediu, avem general la învățământ și președinte. Trebuie să fie comisarul comisarilor. Deci a ieșit președintele și a spus, domne, nu, începem să le dăm numele. Reacția oamenilor a fost pozitivă când au început să afle numele și operatorul. Dar și acum, cum funcționează acum? Dar să mergeți azi în control, mâine anunțați ce ați găsit sau trebuie să trimiteți la București, să primiți acceptul? Sunt niște reguli de comunicare la nivel de autoritate, dar sunt luate în sensul în care se ieși imunitar pe tot ce înseamnă presă. Dar ca regulă, pe tematicile dispuse de la București, în primul rând, la finalizarea acțiunilor de control, se transmit niște rapoarte sinteză vis-a-vis de acțiunile din județe, regiuni, le face publice rezultatele autoritatea, ulterior noi, la nivel județean, oferim datele presei locale. Dar dacă tot veni vorba de cafea, nu știu dacă ați observat că au cam dispărut aparatele de cafea din exterior. Dacă îmi cereți o părere, e cam târziu. Mai bine mai târziu decât niciodată. Haideți că prin 90, 90 și nu, exagerez 90, mai încolo un pic. Am avut aparate de cafea și mai urmăreai așa, venea câte unul la 4-5 zile să schimbe
ce era pe tocmai acolo. Tocmai de asta am luat măsuri și s-au luat măsuri la nivel și la nivel național peste în toate județele. Era o reală problemă, adică clar nu se pot respecta condițiile de depozitare la produs, plus că aparatele respective, ca o informație în interior, nici măcar nu erau proiectate pentru a fi folosite în exterior. Și am luat măsuri... Deci e vorba de aparatele din exterior. Exact. Cele care le vedeam pe stradă, în piețe, intrarea unor magazine. Da. Deci da, și astea, da, deci, da, în mare parte au dispărut, da? N-au voie să funcționeze pe exterior, da? Au, repet, nu pot asigura condițiile de depozitare a produselor. Deci, în componența produsului finit, sunt mai multe subproduse, să spunem. Da? Printre care și cafea. Printre care și cafea. Da? Din când în când. Și au niște reguli de depozitare, are niște reguli de depozitare acest produs, care nu poate, clar, nu poate fi îndeplinit, da? Imaginați-vă că sunt 40 de grade afară, aparatul respectiv stă în soare, în interiorul aparatului temperaturile ajung la 60-65 de grade, da? Imaginați-vă ce produs poate cu probleme poate fi acolo. Plus că, într-adevăr, la intermediul controlelor pe care le-am făcut, erau igienizate în mod corespunzător, da? Și am dispus măsuri în sensul ăsta. Ați mai spus dumneavoastră cu confiscare. Noi nu confiscăm. Nu. Noi retragem... Retrageți. Temporar și definitiv. De fapt, confiscăm pe zona de metale prețioase. Și aici aș vrea să... Faceți controle și acolo? Da. Și aș vrea să vin cu niște noutăți. Vă rog, iar. Benefici, zic eu, atât pentru operatorii economici de profil din neamț, cât și pentru consumatori. Deci tot ce înseamnă comerț cu metale pietre prețioase este sub jurisdicția noastră, să spunem așa, printr-o direcție specială de la NPC, Direcția de Metale Prețioase. Orice operator economic pe acest profil trebuie să se autorizeze la noi. Toate obiectele din metale prețioase trebuie marcate de autoritate. În acest sens există birouri ale acestei direcții, Direcția de Metale Prețioase. Noi la neamț, din nefericire, nu avem și operatorii economici trebuie să ajungă la Bacău, la Iași. Bun. Pentru a marca metal. Deci, practic, orice metal prețios este prelucrat, da? Sau neprelucrat. Orice bijuterie, orice, nu știu, inel, cercel, trebuie să treacă pentru a fi marcat de ANPC. Deci și cel care este importat de undeva, inel, deci trebuie să treacă, trebuie marcat acel marcaj unde este, pe un inel, de exemplu. Dacă vă uitați cu atenție, există pe interior. Da. Folosesc, da. Revenind, operatorii economici din neamț erau obligați, da, să parcurgă anumite distanțe, da, pentru a marca acest obiect. În sensul ăsta am efectuat demersul la NPC și sper ca de la anul să avem și noi un birou al acestei direcții la neamț, astfel încât operatorii economici să funcționeze mai ușor, să spunem. În același timp. Deci dacă ăla importă 10 kg de lățișoare, obiecte, cât durează inscripționarea asta, marcarea asta? Păi nu știu. Că acolo sunt câteva mii, zeci de mii. Vă spun, păi asta e problema. Da? Imaginați-vă că Neamțul și Bacău marchează, deci tot operatorii din Neamț și Bacău marchează la Bacău. Și atunci, într-adevăr, da, sunt și perioade de așteptare pentru operatorii economici, aceștia nu își pot valorifica în timp util produsele, de asta venim în sfârșitul. E interesant. Vă rog să continuați ce mai spuneați. Da, și încercăm și sper eu că la anul vom avea funcțional la nivelul județului Neamț acest birou și operatorii economici vor avea posibilitatea să marcheze la noi în Neamț. În același timp,
controlul, acțiunile de control pe această nișă au o particularitate. Comisarii în acțiunile de control au obligația de a beneficia, să spunem, de ajutorul acestei direcții. În sensul în care nu se poate face un control pe metale prețioase fără prezența specialistului de la metale. Și ne-ar fi și nouă mai ușor pe neamț, da? Pentru că în momentul când avem acțiuni de control pe metale prețioase, suntem nevoiți să o chemăm. Alo, veniți, vă rog. Pe doamna de la Bacău. Îi mulțumesc cu această ocazie, pentru că întotdeauna a fost promptă și a venit, dar e destul de dificil, da? Și cei de la Bacău o accesează și noi și ne-ar ajuta pe noi și în activitate. Uitați, sunt întrebat dacă în această perioadă în care lumea se orientează foarte mult și spre second hand, sunt noutăți pe comerțul cu second hand și cum, dacă ați avut acțiuni, ce constatări aveți? Probabil ați observat și dumneavoastră că sunt acțiuni de control pe această zonă. Avem și un protocol de colaborare cu cei de la Garda de Mediu la nivel național și avem desfășurare de controle pe această nișă. Da, un domn ne atrage atenția asupra unei probleme, dar am văzut și eu asemenea chestiuni, chiar când a trecut Telecomul pe zona Orange, a fost tranzacția aceea, s-au preluat contracte, domnia sa spune că contractul s-a preluat fără ca dânsul să fie anunțat și cerea, mă rog, a și făcut reclamație la dumneavoastră și cerea mai multe lămuriri cum poate să procedeze la așa ceva. Dacă a făcut reclamația, a primit și un răspuns, bănuiesc, sau poate este în curs de cercetare reclamația respectivă, dar îl asigur că, da, îl aștept oricând și poate veni până la sediu, stăm de vorbă punctual pe speța aia. N-am cum să mă antepronunț pentru că nu știu despre ce vorba. Dar, într-adevăr, sunt reclamații pe zona asta, sunt reclamații și pe preluarea UPC-ului de Vodafone. Da? Dar le soluționăm. OPC-ului? UPC-ul. Acum mă gândeam că m-a preluat Vodafone și am zis, domne, am pus-o, am rezolvat toate problemele. Da. Mai sunt lucruri de discutat, de exemplu, ce fac eu dacă într-o emisiune în direct, deși am un contract solid cu un operator care asigură internet, îmi cade netul câteva secunde. Dumneavoastră sunteți un operator economic și vă puteți adresa instanței pentru că operatorul economic nu și-a respectat clauzele contractuale. Dar dumneavoastră nu pot veni. La mine, din păcate, nu. Iar am... În schimb, puteți veni că vă mai aduc la cunoștință o noutate, noțiunea de control de fond voluntar. Deci punem la dispoziția operatorilor economici această modalitate. Adică? Orice operator economic poate solicita voluntar o acțiune de control din partea UPC-ului. Exact. Nu va fi sancționat contravențional. Îi vor fi aduse la cunoștință toate deficiențele pe care le constatăm și va fi făcut un plan de măsuri, urmând ca ulterior să verificăm dacă s-au îndeplinit aceste măsuri, dar fără importanță este chestia. Ați avut vreo asemenea cerere? Încă n-am avut, pentru că este un element de noutate de săptămâna trecută, îl implementăm la nivel național. Dar această chestiune vine după seria de controle pe care am avut-o pe zona de mai mult de alimentație publică, unde operatorii economici motivau faptul că, dom'le, stați așa că nu știam chestiunea asta, nu eram la curent și atunci venim și în sprijinul acestora cu această modalitate. Deci, stimați oameni care aveți un magazin, aveți ceva, faceți o cerere, vine protecția, vă spune aici e bine, aici nu e bine, nu vă dă amendă, da?
face un plan de măsuri, dumneavoastră trebuie să vă conformați. Cred că e o chestie interesantă. Chiar este o noutate ok asta. Adică... Și nu, mi se pare tocmai de asta venim și în sprijinul operatorilor economici. Noi avem și, de altfel, și în HG700 la posibilitatea să venim cu consiliere pe zona operatorilor economici. Și încă gratuit. Gratuit. Bun. Care au fost ultimele controle tematice venite de la București? Pe ce ați avut și care sunt domeniile? Sunt multe pe toate nișele. În principiu, în ultimul timp, au fost făcute controlele pe zona de alimentație publică. E normal, vin sărbătoare. Mediul rural. Am avut în ultimul timp, la sfârșitul verii, un comandament temporar. Moldova-Bucovina s-a numit, unde am avut acțiuni de control în județul Neamț, Suceava și Iași. Pe unități de primire turistică, alimentație publică, restaurante. Și cum a ieșit în Neamț? Să știți că lucrurile au evoluat pozitiv în ultimii ani. Dacă ați observat, în ultimul timp nu prea mai a fost nicio toxinfecție alimentară în județul Neamț. Poate și datorită faptului că facem aceste controle și au și caracter de prevenție. Pe total au fost făcute undeva în jur de 220 de acțiuni de control pe toate cele trei județe, dar noi am axat mai mult pe zona de unități primire turistică. În cazurile s-au aplicat și sancțiuni contravenționale și măsuri, dar uitându-mă în urmă, cred că operatorii economici și-au dat seama de importanța respectării legislației și văd o evoluție pozitivă și ceea ce mă bucură. Adică n-am mai întâlnit, întâlneam zeci de kilograme de produse expirate și așa mai departe. Ori lucrul ăsta rar mai vedem acum. Bine, acum important e să avem și turiști pentru care să oferim serviciile astea. Eu sper să vină și turiștii pentru că am stat de vorbă cu destul de oameni din zona respectivă și aveau probleme. Pentru că așa s-a întâmplat. Da, interesant asta cu controlul voluntar. Chiar îmi place, îmi surâd de ideea. O să facem și o știre pe tema asta și o să încercăm să mediatizăm cât mai mult. Chiar vă rog și vă mulțumesc. Pentru că chiar este, asta este o măsură așa cum trebuiau mai de mult să fie. Dom'le, uite, deschid un magazin, nu știu eu, că nu sunt specialistul foarte mare în domeniul ăsta. Haideți, veniți și spuneți-mi cum e și cum nu e. Da. Din păcate, trebuie să ne oprim aici. Aș vrea, când mai aveți acțiuni în măsura în care lucrul acesta este posibil, să fie o colaborare mai rapidă cu mass media în general, adică să nu așteptăm foarte mult când se întâmplă ceva, de ce mai ales acum vine perioada sărbătorilor și e important să știm, apropo de sărbători, cam ce plan de acțiune aveți? Avem un plan acțiuni de, în primul rând, de consiliere, ulterior de control pe zona de tot unități primire turistică, pe zona de munte. Apoi, acțiuni de control tot pe produse alimentare, da, mediul rural, mediul urban, o să avem acțiuni și în piețe. Deci pe produse specifice sărbătorilor de iarnă. Cum stați ca cu personalul? Cu personalul... Adică cine poate să vină la protecția consumatorului să angajeze? Aveți locuri? Din nefericire, după cum știți, toate posturile sunt blocate cu acea ordonanță de urgență. La nivel național există o mare problemă în sensul ăsta. Suntem foarte puțini. Reclamații foarte, foarte, foarte mari. La 1500 și? Să știți că noi la Neamț, din punct de vedere al reclamațiilor, avem un număr scăzut față de alte județe. Vă dau un exemplu la Iași. Sunt undeva în jur de 5000 acum. Nu ne putem compara cu Iașiul. Nu ne putem compara, clar nu ne putem compara cu Iașiul, dar ne putem compara ca număr de comisari. Neamțul, cu toate că
numărul comisarilor este mic și la Neamț, dar stă bine în comparație cu județul Iași, unde și numărul operatorilor economici este mult mai mare și numărul de reclamații înregistrate este mult mai mare. În acest moment Neamț avem 8 comisari cu drept de control. Sperăm ca pe viitor să mai mărim această schemă, pentru că uitați-vă și noastră expansiunea, și am mai spus și mai devreme, comerțul online da. Și... Da. Ne oprim aici cu precizarea că vom încerca în perioada asta până de sărbători să ținem legătura pe orice lucru care ar putea să afecteze sănătatea populației și lucruri care ar trebui să intereseze atât pe consumator cât și pe operatorii economici. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc cele bune. Și dumneavoastră, oameni buni, astăzi nu vă pot spune aveți grijă de dumneavoastră că nimeni nu are, pentru că s-ar putea să fiu sancționat. Îmi spune domnul Ciurea că există protecția consumatorilor. Dar nu întotdeauna. Cele bune, numai bine. Hai,